Tot avem nebunia asta acum cu explosive players, așa că hai să facem draftul jucătorilor explozivi în FIFA 23. Și înainte să dăm drumul la nebunie, nu uita să apeși și tu butonul de like dacă îți plac challenge-urile pe canal. Înainte să dăm drumul la distracție, vreau să vă prezint un joc foarte, foarte fain. Top 11 este un joc care poate fi downloadat gratis de la linkul din descriere. Imaginează-ți un univers de fotbal în buzunarul tău. Ești șeful echipei tale de club, de la semnarea superstarurilor până la crearea stadionului. De asemenea, ai opțiunea să te ocupi de antrenamente și de tactica echipei. Ai astfel posibilitatea să îți conduci echipa către trofeele mult dorite. Top 11 a introdus și un nou feature, Penalty Clash. Acum vei controla atât executantul când ai un penalty, cât și portarul atunci când vrei să îl aperi. Astfel poți să îți ajuți direct echipa să câștige meciuri intervenind când ți se acordă un penalty. Iar aceste victorii îți pot conduce clubul spre topul clasamentului. Totuși, feature-ul meu preferat rămâne 3D Live Matches. Lansat anul acesta, acest feature îți dă oportunitatea să vezi meciul echipei tale într-un mod foarte realist și te introduce în atmosfera Top 11. Jocul poate fi downloadat gratis de la linkul din descriere. Have fun tuturor! Și acesta este un challenge deoarece în fiecare player pick vom fi obligați să alegem un jucător care este explosive, care are la Accelerate modul exploziv. Dacă nu știți despre ce este vorba, în FIFA 23 pe Next Gen avem 3 tipuri de jucători la sprint. Avem Lengthy, avem Explosive și avem Controlled. De aici se pare că după ultimul patch cei mai buni sunt cei explozivi, așa că hai să vedem ce iese aici. Să ne folosim și de site-ul Footbin ca să fim siguri atunci când un jucător este exploziv. Hai să plătim bănuții și să vedem sistemul de joc pe care o să-l folosim. Băi, 4-2-2-2 ăsta e tank, tank, dar nu ai winger. 3-4-3 flat e mult prea ofensiv. 4-3-1-2 aceeași poveste de la 4-2-2-2. 3-4-1-2 prea ofensiv. 4-2-3-1 sistem bun. Dar avem cu wingeri, așa că mergem cu 4-2-2-2. Și avem la capitan. Vezi că iese frumos. Vezi că iese frumos. De aici din start îl avem pe Pele, mid Pele, care este 100%, tati. Ăsta n-are cum, este exploziv. O să trecem și puțin pe Footbin să vă arăt. Uite, vedeți aici mouse-ul exploziv. Este Pele și Messi ar trebui să fie fără probleme. Champions League de 94, exploziv. În schimb, dacă luăm Benzema, Karim, el în schimb este controlled. Și dacă îi punem un architect, poate să fie lengthy. Dar bineînțeles, noi aici mergem, tati, cu Pele. Care nu ia chemistry. Din păcate, asta e în FIFA 23. Pe striker, Sydney, oare Lukaku ăsta era interesant? Era foarte interesant de jucat, dar agilitate, balance, un dezastru. Sydney, în schimb, date și cred că e controlled Sydney. Mai avem Shomurodov, Bashuawi și Full Krug. Acum, dacă nu avem niciun jucător exploziv într-un player pick, putem să alegem pe oricine, dar hai să fim siguri. Începem cu Sydney Govu, care ar fi alegerea clară din acest pic. Are controlled, ok. Și Shomurodov? Tot controlled. Și la restul nu are rost să ne uităm, pentru că nu au nicio șansă. Fii atent, dar Sydney în full cam, vezi că are vreo șansă? Are marksman, ia fii atent. Exploziv, ar trebui engine. Engine pentru exploziv. Dar neavând altă opțiune, o să mergem cu Sydney Govu pe striker acolo. Impozant, puternic. CDM. Ei, aici e greu de luat, aici e greu, fii atent. Brozovic, agilitate, balance, sub nicio formă. Adams are o șansă, trebuie să mă să fiu sigur. Fernando n-are nicio șansă, Fofana la fel. Iar Palinia, ce să spunem de Palinia acolo? O să fie greu pe acest post, pe CDM, să avem vreo șansă să găsim jucători care să fie explozivi. În schimb, surpriza surprinzătoare, exact cum m-am gândit să fac un double check. Adams are exploziv, un jucător exploziv, hai să-l luăm. Bun, următorul, pe atac. Oare să fie Keane? Oare să fie Keane? Știu că cardul său Hero, versiunea a doua, are într-adevăr exploziv. Do toti!
Păi nu mai stau pe gând. L-am luat pe Kane, e explosiv, îl chill de balance, arată foarte bine și să fie extrem de frumos de folosit acum post-patch. CDM, William Carvalho nu e, ia, dar nu e exploziv. Bă, ce draft, ești nebun. Ești nebunatic. Trebuie să trec așa foarte frumos prin toți jucătorii și să ne uităm. Vine greu a crede că acel Rodri cu 79, dar mă uit ca să fiu sigur. Sunt control toți. Nu există de aici vreun exploziv. N-ai cum. La ce ne mai uităm? Îl luăm pe Yaya Ture. Mamă, ce bine a intrat. Ce frumos au intrat acolo băieței. Băi, aici cred că e Gomez. Aici cred că e Gomez fără discuții. Dacă ne uităm puțin, Alejandro Gomez e exploziv. Ia uite-l, bang, exploziv. Mai are rost în internal cineva, n-ar interesa? Nu cred. Gomez într-adevăr nu e chemistry, dar e un jucător exploziv. Acum pe fundaș central, hai să fim realiști, nu prea ai cum cu exploziv. N-ai cum. Ai Bonucci, ai Hernandez, Diego Carlos, Mascherano. Păi, dar uite, ne-a dat o grămadă de heroes care nu sunt din World Cup mode, cum ar veni. Mascherano e controlled. Diego Carlos, Hernandez, nu mai e nimeni pe lângă el. O să luăm pe Mascherano cu Shadow. Bună opțiune acolo. Fundaș dreapta. Wan-Bissaka. Wan-Bissaka, Calabria, Montiel, Clinton, Mata și Florenzi. Bro, ce ai, că n-a dat aici, sigur n-a dat. Dar eu mă uit pe Footbin doar pentru double check. Fiți atenți, băieți, avem doi jucători. Îl avem pe Florenzi și pe Calabria, care sunt explozivi. Deci avem două opțiuni aici. Faza e că mi se pare foarte amuzant. Avem doi jucători de aceeași naționalitate, pe același post, de aceeași echipă, din aceeași ligă, bineînțeles, Calabria și cu Florenzi. Acum pe cine să luăm noi? Florenzi sau Calabria? Mai puțin la dribbling la Calabria, are un catalist care o să ia, să-i dea un avantaj la pace, la fel și Florenzi. Un pic mai bun pe physical, Calabria, hai să mergem cu Calabria. Bun, avem exploziv. Și Adams tot exploziv. Bun tot. Destul de mult până acum. Poate să se fi terminat acum. Ogbonna, Mark Bartra. E greu aici, tati, să mai pice ceva. Mark Bartra. Deci la fundaș central, cred că ne uităm degeaba. Mai mult ca sigur, sunt controlled toți. Bremer, cred că ar intra bine. Ținând cont că nu avem pe nimeni exploziv. M-aș uita la Rakitski. Ce să aibă Rakitski, mă? Rakitski e chiar lengthy. Hai pe Bremer. Bremer să fie și fundaș stânga. Yuri, cap de vie. Davis. Fii atent că avem opțiuni aici și Joao Cancelo. Deci opțiuni peste opțiuni. Hai să începem cu Davis. Alfonso e controlled. Yuri, mi-ar fi plăcut aici să iau cap de vila, dar nu cred că o să fie. Cap de vila e controlled. Dar dacă toți sunt controlled, pe bune pot să iau. Dacă toți sunt controlled, deci Acuña cred că e. Ne face faptența Acuña? Cred că nu face, mă. Nu, toți sunt controlled. Putem să luăm cap de vila. Bun. Băi, ești nebun, toți controlled. Ce surpriză. La portar luăm ce vrem noi, pentru că nu există acest accelerate type la portare. Avem Vicario care ne dă. E scundac? 6-2. Asta trebuie să fie o problemă. Casper? Andanovic, e la frumos. Și avem aici Hugo care se ia cu toată lumea. La overall cum ne dă Hugo? 23. Și Vicario ne dă un 25. Bă, vițule. Amă cu Vicario pentru un overall chemistry mai mare. Începem de la stânga la dreapta. Vlahodimos, Henderson, Oblak. Luăm rating dat. Silas, Meunier, Marcos Alonso și Marquinhos. Hai să ne uităm. Deci Silas îl avem cu controlled. Fabian Schär are, Fabian îl cheamă oare? Da, e Fabian, informul de 81. Ne uităm cam degeaba, este chiar lengthy. Meunier, ia să-l vedem pe Thomas Meunier de 84 cu lengthy. Marcos Alonso. Marcos. Marcos Alonso și Marquinhos după aceea ultima opțiune. Cred că avem liber la toți la cum se mișcă lucrurile. Avem pe control pe toți și o să putem să ne alegem în funcție de cum arată echipa în primul 11. Greu de modificat acolo, pentru că deja ne-am dus puțin pe Serie A. Dar vedem ce mai vine pe parcurs. Ai un Meunier din Bundes, hai cu Marquinhos. Poate pe parcurs ne schimbăm. Nu-i rău nici așa cu Marquinhos. Nu-i rău, avem opțiuni.
Tot cu Sila. Tot cu Silas. David Lopez de Lig, n-are rost să ne uităm. Ne uităm la Taliafico și la De Marcos. Ăștia-s doi gărani care s-ar putea să fie explozivi. Controlled și De Marcos. De Marcos, De Marcos. Tot controlled. Deci avem liber la toți. Liber, liber, liber la toți. Care ne uitam primul spre De Marcos este spaniol. Ți-a luat cu Gomez acolo, ai cap de vie. Ai niște combinații, tată. Ai niște combinații foarte frumoase pe care poți să le faci. Da, cu De Marcos ăsta, De Ligt, fundaș central. Nu, hai cu De Marcos. Pierdem la portar. Oricum avem opțiuni. Asta e un lucru clar, avem opțiuni. Ia uite cum stăm așa în 26. Ia uite cum stăm în 26 așa. Wow, super tare echipa. Super tare. Diop, Mkhitaryan, Savanie, Tchame, Sangare și... cred că... Oare să-l avem pe Mkhiti? 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 Exploziv. E exploziv. E exploziv, tată. Și mă duc pe el. Hai să luăm pe Mkhitaryan. Mai avem 3 de la subs, după aceea trecem la rezerve. Harrison, Pozuelo. CDM, CDM... aici șansă oare la Harrison sau Pozuelo să fie. Jack Harrison, exploziv. Nu mai intră nimeni de acolo în primul 11. Hai să ne ținem de task-ul nostru. Am luat jucătorul exploziv. Mergem mai departe. Pedro Neto. Păi player pick-ul ăsta e cam... oare Visa să fie? Hai să-i vedem. Deci l-avem pe Visa. Oare l-am ghicit din prima? Hai să vedem. Ioane. Zic că Ioane ca fie. Ioane, controlled, ok. Cali... ioi... Calimuendo. Calimuendo. Care este tot controlled. N-avem nimic exploziv. Pedro Neto. Ia. Era chiar primul și... parcă văd că... eu l-am ratat. Pedro Neto, mă. Pedro Neto. Explozivul nostru. Ioi... frumos cu Mukiele, cu Donovan. Dar Donovan cred că e controlled. Băi, dar au scos băieții grei de la... World Cup Heroes? Oare? Donovan, e exploziv, l-am luat, tati. L-am luat direct. Tonk. Tonk, tonk, tonk. Sterling Suit. Oh, Vini! Leo pe Vini, îmi place la nebunie. Vini e exploziv acolo, nu-i discuție la el. Aici fii atent. Nu cred, nu știu dacă e vreunul, dar vom respecta. Vom respecta challenge-ul. Vom respecta, vom lua Vasquez. Dacă este 76, Franco Vasquez. Cred că stăți control la cum arată. Hazri. Hazri, scuze, Hazri. Wahbi Hazri. Control, pero nu e tati nimeni de aici. Dar noi ne uităm la toți. Hai că am scris cu 3D, 3D. Și mai întreb pe March. Mai întreb pe March, March, March de 75. Soli March. Tot controlled. N-avem niciun jucător exploziv aici. 3 rămași. Oare mai vine ceva frumos până la sfârșit? Mertens. Mertens n-are cum să nu fie. Vă spun, n-are cum. Doar double check să fiu sigur. Dar asta e exploziv de la mama lui de acolo din Belgia. Sanchez, João? João ar trebui să fie aici. E controlled, João, fii atent. Lo Celso, controlled. A, mă, nu mă las la sfârșit acum, ultimul, nu se poate. 79, nu-mi dă un exploziv. Ba da, mă, Sanchezi, totati. De fapt, ăsta e ultimul acum. Ne, pe, 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 pito. 79 de la Nice, Nicolas Pepe. E controlled, joacă pasta. Palinia n-are cum să fie. Junior Caisara, poate. E exploziv, mă. Hai că-l terminăm bine. Și arată chiar superb draftul. Chiar foarte, 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 foarte frumos. Aș fi putut, uite, să mă joc puțin, cred. Dacă mergeam pe ideea asta, sunt curios în când ne-am fi dus. Cu un right back așa și cu portarul vicari. Ceva e greșit aici, Mkhiti? Nu, nu, n-aveam de ce să facem schimbările astea. Evident, trebuie să rămânem cu Oblak, De Marcos, combinația cu Gomez, ce amenece în 26. Că mi-a destul de bun pentru un challenge. 26, avem pe Vini Super Sub, avem băieții grei, avem echipă forță, Pele acolo. Băi, Pele, băi, băi, Pele, băi. N-aveam un ce doar, nu? Dar, stai un pic că mă încăpățânez așa. Dacă aș fi făcut așa, tot nu era mare brânză, nu? No, tot nu era mare brânză, îi mutăm la loc. Venim cu Marchi, băgăm și pe Pele, dăm drumul
La jucărie. Un manager din La Liga sau un brazilian, tat? Ia fi atent. Ia fi atent cum ne rezolvă. Fii atent! Ne-a dat La Liga. Ne-a dat La Liga în caia și gurița lui. 27 ne ducem. Îl luăm pe Gennaro Gattuso. Jucăm agresiv astăzi, cum îi place lui Mr. Gattuso. Hai cu primul meci, ovițule! Cu jucătorii noștri explozivi! Are și el pe Adams, ești nebun? Din Atales? Bă, Norex, Zizou! Da, mă, ne facem vreo schimbare? Govu, Kin? Bă, nu știu ce să zic. Gome... Vinicius. O facem faia, da. Facem cu Vini. Și când pe pele pe partea asta... Nu, o lasă-i așa. Ia uite, speed boost. Golul. Kin, cu siguranță nu ratează de acolo. Ia. Bine, tot. Vini! Era greu să dea de acolo. Dar suntem pe el, tată, nu-l iertăm, fii atent. Mascherano, este ceva frumos de aici? Pele, poate! A rașchetat așa bara. Vezi că deschide bine, ovițule. Și intrarea e bună. Ia vezi. Bine, mă, așa. Fuștat. Prea mult. Ba nu, merge. Pasă-i bună. Dacă s-a dus rachetă, e rachetă. Pasă-i bună. Sydney Govu, 2-0. Zrachetă ăștia pe contraatac, acum ești nebun. Ia vezi. Oare? Doamne, cum fuge cu... Leno cu Govu, cap în cap acolo. Dacă dă gol, nu mai este. Vă spun 100%. GG. Goals FC, Nabelea, să vezi că ni se termină aici. Fofana, ia, din Atalia, i-a dat Iaia Ture, Golanu și Donovan. Mai bun decât al nostru. Fă schimbare, Oviță, am uitat. Uitați să faceți schimbare, vezi că ăsta e bun. Mai prinde? Ce să-l mai prindă? Pele! Mai oprește-l, tati, pe ăsta. Mai oprește-l pe ăsta când a apucat să dea sprintul ăla. Adams, hai, tat. Îmi dă din kick-off? M-a rezolvat din kick-off. O, dă prea în spate. E cineva aici? Adams! Cu golul, tati, și eu din kick-off. El cu kick-off, eu cu kick-off-ul. E bună centrare, e perfectă! Govu, Fofana, salvează. Bine, ia. Tu, tati. Bine, mă, noi suntem. Pele, Dumnezeule, Pele! S-a pus pe fugă, uitați-vă și voi cum fuge, e incredibil așa. Ui cum fuge. Îl și împinge pe golan. Marchi, bravo, tat. Se duce vinioare? Kin, cu dreptaciu, a tras slab. Cred că m-am prins acolo puțin fundaș. Regulamentar, da. L-a jenat așa puțin pe atacantul meu. Ia vezi aia. Închide jocul aia. 4-1, a curs superb atacul. Stai, mă, nebune, nărăvași ești, mă, unde vrei să treci așa prin el? Stai un pic și tu. Merge aici, mergem în semi! Momentul pentru semifinale, Dudek, 4-3, Nazario, Salah, Vinicius! Băi, s-ar putea ca aici să termine povestea noastră, s-ar putea, dar nu ne dăm bătuți. Încercăm până la final, hai să vedem cum merge!
N-a oprit, mă, preluarea n-a fost destul de bună. Îl prinsesem pe golan. Îl prinsesem. Bine, Adams. Bravo, tati. Tank de n-ai fost. Pele? Mamacita! Doamne, cum e jocul ăsta acum? Nu, a scos-o! Bă, ești nebun dacă te pui la sprint? Dacă te pui la sprint, e goloneală mare de tot, treci prin ei, e dezastru. Kin, bum! Ăla-i tati! Op! Kin, face 2-0, a fost letal, Kin! Letal! Mai prinde-l! Mai prinde-l! Mai prinde-l! Nu, a dat pe lângă! Băi, chiniță! Chiniță! Făceam 3-0, bă, mergeam în finală, bă, dădea rage cu-i, bă, golanul ăsta, bă, acum dacă ne dă gol acum pe contra-atac, suntem în big pupu! Hei, ce vorbeam? Ce vorbeam? Ia uite-l, 2-1! Nu! Ai govut totul! Așa! Oh, ho, ho, ho. L-a fetat aici! Cancel frumos! Pentru că am văzut în... clar în fază că suntem offside cu cel care urma să primească faza, să primească pasa și Govu urmărește superb acolo, facem 3-1 și refacem acel avantaj important de două bobițe. Pe cine avem noi aici? Kin. Du-te, du-te, du-te! Kin, ăla-i tati. Rachetuță! Băiatul ăsta, fii atent ce a făcut, a pus 3 pauze, în total 3 pauze, Sanguki 13. Am avea 13 anișuri. 3 pauze ca să vă fac pe mine să pierd timpul și acum a dat quit în final. Bravo, bossului, că ești campion mondial. Marea finală! Haide, tată! Pune pauze. Hamburg, Burak, vreun pro, semi-pro? Se poate. Ne încercăm șansa, ne jucăm până la capăt. Normal că asta facem. Prea lung, ovițule, prea lung. Am mutat portarul, bine, mă. Da, uite, au niște chestii băieți ăștia care sunt pro. Bravo lor, da. Mă bat la eficiență, golani. Pe el a dat cu stângul în loc să dea cu dreptul. Acolo mă bat ei pe mine când mă bat la eficiență. Oh, Doamne. Ce să-i face ăsta, frate, ce bun? E primul șut? E primul șut, da. Este gol, tati! Cu bulan acolo! Trebuie să recunoaștem! Trebuie să recunoaștem! Wow! Încă ocazia acolo! Deci jucasem perfect! Govu! Uite, tati, și noi! Vini! Face 3-2, tată! Hai că se poate, băieții! Bine, Mascherano! Bravo, tată! Mamă, mamă, ovițule, ce ai avut-o acolo? K-
King, tati! Pe scurt, calm așa. Bro, cred că s-a oprit. Cred că s-a oprit, ești nebun? La 4-2 pentru noi, a pus pauză și s-a oprit. Da? Rage quit. Uite, un băiat care a renunțat, deși ar fi putut să revină în joc. Adversar foarte, foarte bun. Reușim să câștigăm draftul jucătorilor explozivi. Ai și cu premiile alea frumoase. Mega Pack și un Premium Gold Players Pack. Vedem și noi o surpriză? Premium Gold Players Pack. N-am mai primit la draft ceva frumos de... Oh, ho, ho! Olanda, mijlocaș central ofensiv. Berquist. Babu! Oare facem 15.000 din tot asta? Mega Pack. Ah, Mega Pack-ul ăsta trebuie să fie ceva acolo, să facem aia 15.000. Wow, wow! Kiminge! Am luat unul, tati! Am luat și noi unul, nu știu dacă e scump. Oh, dar arată foarte bine. Foarte bine arată. Și liga e bună. Path to Glory World Cup. 68.000 de coins. Să fie primit. Să fie privit acolo. Vine, mă! Bun, în final profit la băieți aici. În final. Și un Busquets. Ia fii atent că arată foarte bine și se potrivește bombiță pe meta-ul actual. Are deja, e maxat pe physical, pe strength și pe aggression, ceea ce e foarte bine. Dacă îi pui un shadow la golanul ăsta, se duce plus 8 la acceleration, plus 8 la sprint speed, ceea ce este enorm. Este enorm. El o să ajungă să aibă pe la 87 acceleration și pe la 96 sprint speed, ceea ce este fabulos. Se duce și la standing tackle mult. Băi, să-l păstrez, medium high și înalt. Și nu vorbește nimeni despre cardul ăsta, care arată foarte, foarte, foarte bine. Busquets, Stonesy, Vlahodimos. Am făcut, mă, și noi un profit acolo. Shadow, foarte, foarte tare, băieți. Asta o să fie totul pentru astăzi. Lăsați și voi un like dacă vă plac challenge-urile pe canal. Dacă vreți să vedeți poate pe viitor un draft al jucătorilor lengthy, un draft al jucătorilor controlled. Ce fac challenge-uri frumoase pe canal, cu siguranță urmează în viitor. Vă bubovițe! Zi faină la toată lumea! Pa, pa!